Pentru analiză, la final am păstrat un subiect extrem de important pentru toată lumea, suport psihologic gratuit pentru părinții din România care nu fac față îngrijorării copiilor legate de starea de război. Conflictul din Ucraina are impact asupra psihicului nostru, iar starea de rău ne face rău, avertizează specialiștii. Și avem alături de noi o doamnă psiholog, Anca Dumitrescu. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Cum le explicăm copiilor noștri ce se întâmplă, cum ne afectează războiul, care sunt cele mai mari frământări ale românilor? Bună seara! Prin intermediul programului Autism Voice Line ne-am propus să sprijinim atât la modul general, da, părinții, cât și specific părinții copiilor cu tulburări de spectru autist. Se pare că în urma lansării programului ne-au sunat de fapt foarte mulți părinți ai copiilor cu autism din România, precum și părinți care au primit în cazare familii din Ucraina cu copii cu autism. În principal, cam acestea sunt problemele cu care ne-am confruntat de când am lansat programul Autism Voice Line. Mulțumesc foarte mult! Este important ca oamenii să știe că pot solicita ajutor. Sunt psihologi foarte mulți dispuși să ajute în această perioadă și vorbim despre un suport gratuit aici. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție!